Sabina, bună seara! Bună seara, Radu! Am văzut o declarație de ultimă oră în legătură cu introducerea, începând de când, a pașaportului verde medical în Europa. Foarte probabil din luna iunie, Radu. Este un subiect despre care noi am discutat de nenumărate ori la Antena 3, venind de la bun început cu informațiile corecte. Respectiv, nu este doar un pașaport de vaccinare. E un pașaport verde, numit generic. Este un document care va atesta fie că ești vaccinat, fie că ai făcut boala, fie că în ultimele zile ai avut un test negativ, rezultatul unui test PCR negativ. Practic este un tipizat, ca să spunem așa, care va fi creat la nivel european și va îngloba aceste date. Va avea și un QR code, acest document, fie că este el electronic, fie că este în variantă printată, cu siguranță va conține și acest lucru ce poate fi ușor identificat, acest element de identificare. Comisarul pe piață internă, Thierry Breton, este cel care miercuri, în Colegiul Comisarilor la Bruxelles, în ședința pe care o au comisarii în fiecare miercuri, va face un update, să spunem, pe ceea ce înseamnă aceste date privind pașaportul verde, cam cum ar trebui el să arate, cam cum va funcționa, cum vom introduce datele în el, pentru că este vorba despre un document ce, gândiți-vă, că va trebui să fie funcțional în mai multe limbi din Uniunea Europeană. Foarte posibil în toate, în final, probabil la început cele mai importante, engleză, franceză și spaniolă sunt cele mai utilizate. O să vedem exact care vor fi pașii prin care se va ajunge la implementarea acestui document, cine va fi la nivelul Uniunii Europene pe de-o parte și la nivelul fiecărui stat pe de altă parte, emitentul, să spunem, va fi o simplă aplicație. Asta vreau să te întreb, pentru România, cine va emite astfel de pașapoarte? Nu avem în acest moment un lucru clar stabilit. Asta se va discuta cu siguranță pe de-o parte în Colegiul Comisarilor și pe de altă parte, fiind vorba despre un document ce trebuie agreat de toate statele membre, cu siguranță va ajunge și în Consiliul European din nou această discuție. Șefii de stat și de guvern vor lua cele mai bune decizii, fiecare pentru propria țară, să spunem, și împreună pentru toată Uniunea Europeană. Deci acest așa zis pașaport verde este de fapt un document care îți va permite să călătorești fără să mai ai parte de restricții, de carantinări și așa mai departe. Exact. Și varianta este, aș spune, cât mai puțin discriminatorie. Cu siguranță că vor exista critici, dar în principiu acoperă cam toate variantele. Dacă ai făcut boala și ai acea dovadă că în ultimele 90 de zile ai făcut această boală, cu siguranță vei putea să circuli liniștit. Dacă ai pașaportul, dacă ai testul PCR, îmi cer scuze, cu un rezultat negativ, așa cum, de exemplu, acum se cere în cele mai multe dintre țări, da? Prezentarea unui test PCR negativ atunci când intri în țară, ca să nu faci carantină. De asemenea, va putea fi folosit în cadrul acestui pașaport verde. Și varianta cu tot ceea ce înseamnă vaccinare, trebuie văzut exact care va fi până la urmă decizia privind vaccinarea, dacă este vorba despre un anumit număr de zile care să treacă din momentul în care ți-ai făcut apelul, așa cum, de exemplu, există condiționare în România, atunci când te întorci dintr-o țară galbenă, singura variantă în care poți să nu faci carantină este aceasta, să fii vaccinat de cel puțin 10, să ai cel puțin 10 zile de la apel, sau va fi un soi de dovadă a existenței anticorpilor, asta pentru a mai scădea, să spunem, din semnele de întrebare cu privire la cât de protejat sau nu ești atunci când te-ai vaccinat. Foarte importante aceste